De anul acesta, Slatina a avut echipă de volei angrenată în campionatul național. Este vorba despre gruparea de fete coordonată de Romeo Mustață, cel care își dorește să readucă acest sport acolo unde era odată la Slatina. Despre acest proiect de suflet a vorbit tehnicianul slătinean în cadrul emisiunii Stadion de la Olt TV. Am încercat să readuc voleiul acolo unde a fost. Am înființat trei grupe, una de mini-volei, 11 ani și mai mici, una de speranțe, 13 ani și mai mici și acum, de anul viitor, din anul competițional 2023-2024, voi avea și o echipă de cadete de 15 ani și mai mici. Primele rezultate au început să apară, spune cu mândrie Romeo Mustață. La echipa de speranțe, a fost a doua echipă care a participat în campionatul național. Am terminat pe un loc 3, destul de bun pentru participare, pentru prima participare a lor. Și anul 2023-2024, având în vedere că la fel am aceleași jucătoare care vor participa și în sezonul viitor, sper la o clasare cât mai sus, iar de în sezonul viitor, trei din componentele care au participat anul acesta la speranțe vor deveni, sunt cadete, adică o etapă mai sus. O etapă, da. Și odată cu trecerea lor la cadete, voi înscrie și o echipă de cadete, unde draftul competițional s-a modificat de anul acesta. Practic, se joacă săptămânal. Maria Bănică și Violeta Băduică sunt două tinere sportive care practică volei de un an, respectiv un an și jumătate. Fetele spun că acest sport le reprezintă, iar în viitor își doresc să performeze. Mie cel puțin, la început, regulile mi s-au părut puțin dificile, dar cu timpul am învățat. Acum nu mi se mai par, să spun, nu mi se mai par la fel de grele ca la început. Echipă românește, nu? Da. Parcă am intrat așa într-un ritm cu regulile și nu le mai consider dificile. La tine care e cel mai greu post? Tot la fel, ridicătorul coordonator, pentru că trebuie să gândească faza dinainte, trebuie să fie mereu cu gândul limpede și da, este un post destul de greu pentru că trebuie să alerge foarte mult, să fie foarte atent, să... Și voi jucați și ridicătoare, nu? Nu, eu joc centru. Nu sunt foarte grele regulile, adică din moment ce le-ai învățat odată și ai vrut să le înveți, știi, da. nu mai ții cont de ele într-un meci, adică știi că te duci în zona aia, te duci direct. Nu trebuie să te mai gândești ce mi-a spus antrenorul mie acum nu știu cât timp unde să mă duc. Pentru mine cel mai greu post e ridicătorul, coordonator. Pentru că mingea a doua trebuie să fie luată de el. Așa. Și el aleargă cel mai mult după teren, adică el e creierul echipei. În acest moment, echipele de volei pregătite de Romeo Mustață își desfășoară antrenamentele în sala de sport a liceului PS Aurelian.